Cezar Petrescu, Fram, Ursul Polar. Capitolul 4. În arca lui Noe. Nu greșise de fel mama copilului care avea cartea lui Robinson Crusoe, legată în scoarțe de pânză cu ilustrații mari, colorate. Nu greșise când a asemănat menageria circului Struțchi cu arca lui Noe, corabia în care spune povestea că au scăpat de potop toate semințiile vietăților de pe pământ, până când porumbelul, cu ramura de măslin în plisc, a dus vestea că mânia cerului s-a potolit. Atunci s-a înălțat curcubeul și a întins o punte arcuită de minunate culori de la un capăt la celălalt al lumii. Apele s-au retras, Noe a tras arca la țărm și a slobozit toate ligioanele frumoase și urâte, blânde și sălbatice, să-și ia fiecare locul lor pe pământ. Așa spune povestea în care nimeni nu mai crede, dar pe care toți o pomenesc ca multe născociri de pe vremea basmelor. Iar directorul circului Struțchi, om de afaceri și lacom de câștig, adunase și el din nou felurite făpturi ale pământului în arca lui, le-a închis în cuști și le poartă din oraș în oraș și din țară în țară ca să arate spectatorilor câte minuni sunt pe lume. Și aceste minuni se pot vedea cu prețul unor bilete de intrare cât mai scumpe. Vânătorii au colindat pădurile de departe, pustiurile de nisip, țările înghețate unde nu se topește zăpada niciodată, au urcat munți și s-au coborât în văi necălcate încă de picior omenesc, au născocit capcane și au descoperit cele mai ascunse culcușuri de fiare de unde au ridicat pui încă fără dinți și de acolo, de peste mări și pustiuri, din nisipurile arzătoare și din mările înghețate, au trimis în cuști și în cutii, în vagoane și în vapoare, unul, un pui de leu, altul, un crocodil, al treilea, un elefant, al patrulea, o girafă cu gâtul subțire. Toate și toți și-au găsit locul în cuștile etichetate ale faimosului circ Struțchi. Plătești biletul de intrare? Vezi. Nu plătești? Nu vezi. Mulțimea trece de la o cușcă cu gratii la cealaltă, se miră și citește tablițele unde stă scris numele animalului, țara de unde a fost prins și adus, vârsta și câteodată obiceiurile lui în câteva cuvinte. Sunt animale înfricoșătoare, încăpățânate și fără istețime, care nu pot să învețe nimic. Așa e rinocerul cel urât, cu un colț înrât și cu ochi mici ca doi nasturi. Așa e hipopotamul, cu capul mare ca un geamantan și cu pielea lucioasă și roză. Stă aproape tot timpul în apă. Nu pricepe nimic, chiar după cap și după privire se vede cât e de tâmp. Mai sunt și crocodilii neclintiți pe care i-ai crede morți și împăiați, dacă n-ai prinde de veste cum te urmăresc ochii lor mărunți, cenușii și vii. Tot așa broaștele țestoase care par bolovani mari culeși de pe marginea unui râu. Deodată bolovanul scoate un cap subțire de șarpe și patru labe, începe să umble și ronță-i o frunză de salată verde. Șerpii dorm toropiți de căldură, câte unul cască și limba neagră, despărțită în două, țâșnește ca două săgeți. Pentru girafă e o cușcă înaltă, fără acoperiș. De acolo privește de sus, în pălăriile trecătorilor, cu un cap care pare înfipt într-un par de mesteacăn. Cămilele clipesc somnoroase, cu buza de jos spânzurând. Vin când le chem și se lasă păcălite, chiar dacă le întinzi o bucată de carton în loc de covrig. Struțul, cel puțin, înghite nasturi și cuie cu toptanul. Poate a făcut în burtă un mic magazin, de unde se pot cumpăra 101 de felurite articole, chei, cătărâmi, șuruburi și ace de păr. Pantera neagră se plimbă de dimineață până seara, făcând înconjurul cuștii, fără să se oprească. Nu privește la nimeni. Din când în când, din mers, împinge cu botul o gratie. Își închipuie că s-a întâmplat vreo minune și gratia s-a desprins singură să-i dea drumul, dar minunea nu se întâmplă niciodată și pantera își urmează drumul ei, rotund, mereu, 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 până ce amețești și tu, cel care privești. Mai sunt și felurite alte dihănii, care de care mai caragioase. Porcul cu țep și cu botul lung, numit furnicarul sau ornitorincul cu bot de rață. Cât despre papagali, să nu mai vorbim. Vorbesc ei, vorbesc în felurite limbi necunoscute,
după țările de unde a fost prinși și trimiși. Veselia cea mai mare e însă în jurul cuștilor cu maimuțe, a obrazul zbârcit de babă și mâini năpârlite în palmă, cu dânsele nu ți se urăște și n-ai când să caști de plictiseală. Dacă-i bâlci, bâlci să fie. Și o țin tot în năzbâtii, chiar ca la bâlci. Se agață de gratii și întind mâna să cerșească. Una știe să sfarme aluna în dinți și să curețe coaja, alta, dacă încerci să o păcălești cu un nasture de la palton, ți-l aruncă în cap și te face de ocara lumii. Cealaltă se schimonosește la mulțime și a patra a învățat să se uite în oglindă. Mai sunt și din cele care se scobesc în dinți și cer să le dai un pieptăn ca să-și facă frizura, cum au văzut la dresorul de lei. Unele sunt mici cât pumnul, gorila e mai mare decât a fost omul păros din peșterile de odinioară. Dar gorila e întotdeauna tristă. Mănâncă bananele și portocalele încet, zvârlind coaja, cu gândul în altă parte. Poate gândul ei e la pădurea unde s-a născut și pe care n-are să o mai vadă niciodată. În altă parte sunt cuștile cu animale dresate care joacă la circ, leii și tigrii, elefanții și câinii, zebra și chiar șerpii care ridică gâtul și se leagănă după tactul muzicii când le cântă din fluier indianul cu turban. Cuștile acestea sunt mai mari și mai largi. Animalele sunt mai îngrijite și mai bine hrănite. Câteodată nici nu e voie să se apropie publicul ca să nu se ostenească și să le întărâte înainte de reprezentație. Acolo, în cușca înaltă și largă, în cea mai înaltă și mai largă cușcă, se afla în altădată Fram, ursul polar. Nici nu era nevoie să închidă nimeni ușa, cum se află ferecată cu zăvoare și lacăt la celelalte fiare. Fram și-o închidea singur, iar când era sete și vedea că a fost uitat, deschidea ușa și pleca el după apă. Lumea țipa speriată, trăgându-se în lături, dar Fram trecea în două labe, se ducea să-și ceară porția lui de apă și se întorcea cu minte la loc. Acum totul, locul lui e în altă parte. Cușca a fost strămutată în fund, în partea menageriei unde se află dobitoacele cele încăpățânate și proaste, care nu pot învăța nimic. Stă cu spatele întors la lume. În zadar unii îl cheamă, în zadar încearcă să-l ademenească, zvârlindu-i portocale și pâine, covrigi și banane. Fram nici nu-și întoarce ochii. Cu botul pe labe, cu fața în ungherul cel mai întunecos, cu ochii închiși, ai crede că doarme. Dar nu doarme. Încearcă să priceapă ce s-a întâmplat cu el și nu poate pricepe, fiindcă mintea celui mai deștept animal nu poate pricepe nici a mia parte din ce înțelege și ce explică un om. Ceva însă tot își amintea tulbure și nu izbutea să-și lămurească de plin. Știuse să facă gimnastică și echilibristică, știuse să glumească și în gluma oamenilor. Iubea copiii și copiii iubeau. Îi plăceau aplauzele și întotdeauna lumea l-aplauda. Deodată s-a făcut un gol în capul lui, a uitat tot ce știuse. Acum l-au pus aici, în locul cel mai întunecat, printre animalele care mârâie, rânjesc, mugesc sau nici nu vor să privească atunci când trec oamenii, fiindcă după atâția ani încă nu s-au deprins cu oamenii. Câteodată dresorul lui de odinioară, care îl iubește mult, trece să-l vadă ce face, intră în cușcă, îl netezește duios pe blană. Ce s-a întâmplat cu tine, Fram? Întreabă. Fram ridică ochii triști. Parcă îi cere iertare, parcă spune, nici eu nu pricep, m-am prostit. Se vede că asta e soarta noastră, a urșilor albi. Dresorul clatină din cap, îi întinde o bomboană din acelea pe care le poartă în buzunar pentru animalele lui favorite. Fram culege bomboana din palmă și se preface că se bucură. Dar după ce dresorul pleacă, o leapă de jos. O primise numai dintr-un vechi obicei, iar acum nu-i mai trebuia. Îi amintea timpul când un copil îi oferea un pumn de bomboane, iar el chema cu un semn alți copii să le împartă cu dânsii. Acum toate s-au isprăvit, nimeni nu mai strigă vrem Fram, vrem Fram, nimeni nu mai bate din palme, bravo Fram. Îngrijitorii circului îi aruncă mâncarea și găleata cu apă, ca unui dobitoc care mănâncă de pomană. Dresorul lui de odinioară îl netezește cu palma pe blană ca pe un bolnav. Așa rămâne cu botul înfipt în labe, în ungherul cel mai întunecos, până ce se face târziu.
când reprezentația s-a sfârșit, luminile cele mari se sting, toți dorm. Numai Fram veghează și nu-și găsește somnul. Ascultă liniștea, cea mai mare din orașul necunoscut. Se aud departe trăsuri și tramvaie întârziate, un claxon de automobil, se aude răsuflarea animalelor în cuști. Prin somn, unele gem și mormăie, visează la țara lor. Se văd în pustiurile de nisip sau în codrii sălbatici, în libertate, stând la pândă, alungând un vânat, fugărindu-se, zburdând și jucându-se. Așa geme câteodată prin somn Rajah, tigrul de Bengal, visează că și-a prins laba în fierul capcanei, se zvârcolește și sare. Atunci se deșteaptă, izbindu-se în gratii, își dă seama că adevărul cel adevărat e încă mai dureros decât colții de fier ai capcanei care i-au mușcat laba. Căci în seara când își prinsese laba în capcană, după ce s-a zbătut 7 zile și 7 nopți, s-a întins, așteptând moartea. Acum îl apasă ceva mai cumplit decât moartea, e captiv într-o cușcă și trebuie să asculte de obiciușcă de mătase. E osândit să primească în cap cojile de portocale pe care le aruncă maimuțele printre gratii, își amintește toate acestea și începe să mugească. Toate fiarele se deșteaptă în cuști din somnul și din visul lor. Își dau seama și ele unde se află. Își dau seama că n-au să-și mai vadă niciodată pădurile și râurile, munții și pustiurile, ghețurile și lacurile. Niciodată. Niciodată decât prin vis. Și încep toate să mugească și să geamă și să se vaiete. Toată menageria se umple de larmă și de glasuri. Câinii de departe, din oraș, își zbârlesc părul de spaimă, încep și ei să latre și să urle. E o întrecere care deșteaptă târgul din somn. Pe urmă târziu, mugetele și gemetele se potolesc. Fiarele adorm din nou. Din nou visul le duce pe toate în lumea lor de departe, pe care n-au să o mai vadă niciodată, în Deaievea. Tigrii de Bengal se cred în codrii unde lianele spânzură până în pământ, unde fluturii sunt mari ca păsările și păsările sunt mici ca gâzele. Le vine în năr un miros amăgitor și umed de la țărmul apei cu flori de lotus, ridică nările și adulmecă ușor să prindă din adierea vântului un miros de antilopă, de pradă, de un frate din același neam, dar mirosul e înăbușit de duhoarea grajdului și a gunoiului. Totul se risipește, somnul e greu și visul urât. Atunci, în tăcerea cea mare și în întuneric, Fram se ridică în două labe, încearcă să repete tot ce știa el să facă în vremea când intra liber în arenă, iar mulțimea îl primea cu aplauze. Se ridică în labele de dinainte. Merge așa, încearcă o voltă, două, trei, înainte și îndărăt, salută și mulțumește în dreapta și în stânga unei mulțimi nevăzute. Mai știa parcă și altceva, altfel. Nu-și amintește ce, nu-și amintește cum, iar cușca e prea strâmtă. Cade iarăși în patru labe ca un dobitoc oarecare, așa cum se simte acum. Se ghemui în colțul lui și încearcă să adoarmă. Ar vrea și el măcar să viseze o țară albă, cu ghețuri veșnice și cu zăpadă, cu gerul care înțeapă nările și cu viscol. Dar visurile lui sunt scurte și amintirile atât de depărtate.